Bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Raja pleacă în călătorie, partea a doua. Mulțimea se împrăștease până când am ajuns înapoi la stație. Funcționarul stătea sub un copac și moțea ca și cum nu se întâmplase nimic. I-am explicat în limba lui ce ni s-a întâmplat și l-am întrebat dacă nu a văzut cumva saltea noastră. S-a purtat destul de mânios. Cum să credem că el ar fi un hoț? A spus că nu avea saltea și a refuzat să o caute în coliba sa. Am hotărât să mergem în coliba sa și să o căutăm noi înșine. Cum ne așteptam, printre plăpumile sale vechi, ascunsă într-un colț întunecat, era și saltea noastră cu lucrurile de dormit. Funcționarul s-a arătat surprins când am ieșit cu ea și am arătat-o. El tot repeta că nu știa nimic despre ea. Eram atât de încântați că ne-am recuperat lucrurile de dormit, încât nu ne-am îngrijorat sau preocupat să predăm hoțul poliției. Doar l-am lăsat acolo cu gândurile lui. În curând eram din nou pe stradă, jonglând de colo-colo prin șirul nesfârșit de căruțe trase de tauri. Râsul vesel al copiilor care se uitau la maimuțele de pe marginea străzii și frumusețea peisajului ne-a ținut așa de ocupați că nu a observat că ne apropiem de un braț al râului Taveri. Dintr-o dată am realizat că râul crescuse așa de mult încât în unele părți ieșise din albie. Ce să facem? Cum să trecem de partea cealaltă? Trebuia să mergem la satele de mai încolo. Nu puteam aștepta ca râul să se retragă, pentru că ar fi putut însemna mult timp petrecut pe marginea râului. Soțul meu a dat cu spatele câțiva metri, apoi a apăsat pe accelerație și a plonjat în râu, sperând să ajungă pe partea cealaltă. Înaintam încet, fâș, fâș, plosc. Mașina a ajuns la un punct în care s-a oprit chiar în mijlocul râului. În curând, apa a ajuns la nivelul picioarelor noastre. Lucrurile de dormit erau ude, iar acum apa a urcat deasupra valizelor care erau legate în lateralul mașinii. Cu cât încercam mai mult să forțăm mașina înainte, cu atât se adâncea mai mult în nisipul de pe fundul apei. Ne-am adunat și ne-am cățărat pe capota mașinii. În freamătul acesta, cușca lui Raja a căzut în râu. Cu toții am țipat îngroziți. De îndată însă soțul s-a plecat și ne-a salvat săracul camarad. Când Raja s-a văzut plutind pe râu, cu toată colivia udă și cu apa care ajungea repede până la bățul său, unde zburase pentru a fi în siguranță, a bombănit furios. În frământarea lui nu s-a mai oprit să se gândească ce spunea, ci pălăvrăgea în limba tamail și caraneză și în engleză. Eram atât de amuzați încât am stat pe capota mașinii și am râs până ne-a durut burta. Totuși, Raja nu găsea situația deloc amuzantă. Nu după mult timp, am făcut rost de câțiva tauri și o frânghie lungă. Taurii au fost conduși în apă, iar frânghia a fost legată bine de mașină. A fost nevoie de multe eforturi pentru a-i convinge să se miște înainte, dar în cele din urmă am ajuns pe partea cealaltă. Un strălucitor soare tropical tocmai dispărea de pe orizont când am ajuns la prima noastră stație misionară. Zâmbetele bucuroase de pe fețele sătenilor care ne-au întâmpinat au răspătit peste măsură necazul avut în călătorie. Cât despre Raja, a fost foarte bucuros să-și vadă colivia agățată în siguranță de tavanul colibei noastre de pământ. A fost legănat și frământat ca să-i ajungă o lungă perioadă de timp. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!